Bine v-am găsit. Sunteți la Prim Plan Obiectiv, iar eu sunt Ionel Lespuc. Astăzi discutăm despre problemele din cea mai mare comună a României, care este Florești, lângă Cluj-Napoca. De aceea îl vom avea alături de noi pe primarul comunei Florești. În a doua parte a emisiunii vom discuta însă despre piața imobiliară din județul Cluj, din Cluj-Napoca, din zona metropolitană. Acolo unde prețurile sunt foarte mari, peste 2000 de euro este metrul pătrat util în municipiul Cluj-Napoca, după ultimele informații, doar că sigur a venit războiul din Ucraina și piața a stagnat în această perioadă, dar toate informațiile le veți primi după ora 15:30. Până atunci, cum spuneam, discutăm despre Florești, comuna cea mai mare din Cluj, din țară, de fapt. Alături de noi se află primarul Bogdan Pivariu. Vă salut, domnule primar. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație și bună ziua telespectatorilor noastre. Înainte să intrăm în problemele comunei, vreau să-mi spuneți în două vorbe ca membru al PNL cum apreciați votul de ieri, alegerea lui Nicolae Ciucă, în calitate, a premierului Nicolae Ciucă în calitatea de președinte al PNL. Domnul Nicolae Ciucă a fost ales conform votului de ieri președinte al PNL. Din păcate, eu n-am putut să fiu prezent uh, având un eveniment unde am fost și naș. Și uh, lucrul ăsta mai împiedicat să ajung la București, uh, cum să apreciez, un lucru normal. Premierul României este și președintele partidului. Da, da, un om care este sub suspiciunea de plagiat. Acum, mai multe lucruri despre aceste aspecte Probabil că ar trebui să le discutați cu dânsul sau cu cei care se ocupă de reglementarea acestor lucruri din anturajul lui. Eu vă spun, votul de ieri a fost în favoarea președintelui partidului, care de ieri este Nicolae Ciucă. Da, destul de neutră declarația noastră. Mai acum, dacă nici nu ați fost să, să votați pot să vă, să vă înțeleg. Haideți să ne întoarcem la Comuna Florești, la ce se întâmplă acolo, pentru că se întâmplă foarte multe lucruri. Am căutat cele mai recente știri despre, despre Florești în documentarea mea pentru emisiune și sunt foarte multe despre cele mai diverse lucruri, care de la cai, la incendii, la probleme legate de trafic, la o mulțime de, de lucruri, o să încercăm să le organizăm, în principal pe ceea ce îi doare foarte mult pe floreșteni. Și pe cei care circulă prin comună, legată de, de trafic. Și aș vrea să pornim discuția de la Strada Eroilor, pe care a scos-o la licitație la începutul anului. Nu s-a prezentat nimeni, apoi ați scos-o a doua oară la licitație. Cum stau lucrurile? Cea de-a doua licitație a fost. Finalizată prima parte a ei, unde am avut doi înscriși, unul dintre participanți a depus oferta cu documentele aferente. În acest moment sunt în analiză documentele, urmând ca după, partea, după verificarea părții tehnice să se deschidă inclusiv oferta financiară. Deci a da. rămas un ofertant. Da, o singură ofertă a fost depusă. Au fost înscriși doi și o singură ofertă depusă. Aveți o estimare de timp? Pentru că lucrurile, sigur, sunt presante. Oamenii din Florești ar dori să circule pe Strada Eroilor extinsă, dacă se poate, ieri. Da, probabil că în următoarele două săptămâni o să putem semna contractul în cazul în care lucrurile sunt așa cum ne așteptăm să fie la o licitație. Și de acolo urmează. Cât de erau, acolo, șapte organizare luni. Șapte luni. organizare de șantier, ordine de începerea lucrării, mă rog, ordine de începerea lucrării, organizarea de șantier și toate lucrurile care derivă din semnarea unui contract și din lucrările care trebuie făcute. Mai sunt șanse să se termine în 2022 acest proiect? Eu sper că da și dacă se finalizează cu bine această procedură de licitație, cred că avem timp... Este destul timp ca până la finalul acestui an să finalizăm lucrarea. Bun, să plecăm de la premisa asta, de la speranța asta că eroilor va fi gata în 2022, și să ne mutăm ceva mai la vest, da? în zona Terra, unde de asemenea ați anunțat un mare proiect. Prec, da. Este acolo un spațiu pe care lumea îl numește strâmtoare, și asta pentru că nu prea încap două mașini lucrurile erau și data trecută când a fost la, la, noi, a spus că lucrurile sunt, demersurile sunt în curs. Haideți să vedem cum stau acum. Da. finalul lunii martie am primit și documentația de la culoarul de expropiere care a fost întăbulat pe Comuna Florești. Acest lucru uh, ne dă voie să facem pași următor pentru a scoate la licitație și acea lucrare. În acest moment uh, verificăm devizele pentru că ați văzut ce nebunie a fost pe piața materialelor de construcție și nu doar a materialelor de construcții. Chiar vă auzeam că discutați de, pătrat, de valoarea unui metru pătrat în imobilele din Cluj a fost o explozie a creșterii prețurilor chiar unele dintre ele succesive și în acest moment trebuie să verificăm fiecare deviz pentru a putea aduce în, într-o realitate existentă în momentul de față. Din păcate... Ne referim la, la prețul total al lucrării, așa cum reiese el din studiul de fezabilitate. Studiul de fezabilitate dă niște indicatori tehnico-economici. Sigur că acel studiu de fezabilitate se calculează la momentul la care el se face. Ori de când s-a făcut acest program o pe eroilor, pentru că din momentul scoaterii la am avut 3 sau 4 creșteri de prețuri succesive. Am avut un ofertant și la prima, un, un înscris la prima licitație, probabil că prețurile au luat-o puțin în sus și a existat acea probabil nesiguranță că poți să câștigi lucrarea la prețurile respective și să o duci până la capăt. La fel, aici trebuie să abdatăm tot ceea ce înseamnă deviz cu tot ce înseamnă materialele și lucrurile aferente a acestei lucrări și în scurt timp o să scoatem la licitație inclusiv această lucrare care va permite lărgirea acolo a acelui tronson denumit generic strâmtoarea Terra, unde de asemenea pe Dumitru Mocan avem o proprietate care are gardul în drum, în șosea și acea parte a fost expropiată. Se va lărgi inclusiv acolo, se va dărâma acel gard. De asemenea, avem o proprietate, mult mai multe proprietăți în zona Tera, care <coughs> au intrat conform procedurilor de expropiere în proprietatea noastră, a OAT-ului. Deschidem un nou drum, Dumitru Mucan 2, care să ajungă până în capătul Flore satului Florești, în strada Petunie și de acolo în drumul național. Deci în Dar acest moment... Să, da, ca să înțeleagă cei care nu locuiesc în Florești, este o zonă din vestul Comunei care avea drumuri foarte foarte înguste, se creează un sistem de sensuri unice, Și se un, lărgesc drumurile și un sistem. existente, se creează inclusiv un drum nou. Da, exact. Deci se lărgesc parte din drumuri, se sistematizează circulația, apar și sensuri unice, arterele care există deja și se creează un drum nou și se lărgește cel existent care permite ieșirea în, în drumul național, în strada Vramecu. Haideți să vedem care e orizontul de timp. Să știe când să se aștepte să și vadă lucrurile Până la finalul acestei luni, începutul lunii viitoare, dacă divizele sau, mă rog, indicatorii tehnico-economici sunt încă în parametrii normali, ar trebui să demărăm procedura de licitație pentru a contracta și această lucrare. Și cam cât ar dura partea de proiectare plus execuție 18 luni cred că este proiectare și execuție. Sigur că aici sunt mult mai multe lucrări de făcut, de aia este un orizont mult mai mare. De timp, frontul de lucru este mult mai mare, șantierul nu este doar o stradă, este o întreagă parte a unui sat și lucrările pot fi făcute pe etape. Probabil că se va începe cu lărgirea acolo la, la intrare în cartierul Terra, unde o cunoaștem cu toții strâmtoarea tera din punctul meu de vedere de acolo o să înceapă lucrările. Inclusiv Dumitru Tăuțan să aibă o ieșire mult mai largă în drumul național. Bun, domnule Pivariu îmi amintesc că ultima dată când ați fost la noi aici la TVR Cluj, vorbeați despre noul studiu de trafic pe care l-ați tocmai l -ați recepționat atunci. Singurul studiu de trafic. Singurul studiu de trafic atunci. Rugămintea este să-mi spuneți dacă în urma acestui studiu ați identificat nu știu, prioritățile zero pe care le are Florește și ați și început uh, să faceți proiecte prevăzute în acest studiu. Da, în urma acestui studiu se lucrează sigur la proiecte care trebuie să fie avizate de către Poliția Națională, de cei de la circulație. Unul dintre proiecte este strada eroilor lărgită la trei benzi. Cam de acolo plecau toate celelalte, derivau toate celelalte uh, elemente din acest studiu. Uh, și așa cum am spus, eu sper ca în următoarele două, maxim trei săptămâni să semnăm contractul dacă toate lucrurile sunt în regulă. Uh, de asemenea, în acest studiu s-a discutat inclusiv de uh, siguranța cetățenilor, motiv pentru care avem deja un proiect în derulare cu supraanulțarea treceri de pieton, suprailuminarea lor, uh, chiar vopsirea pentru a putea fi mult mai repede identificate de către participanții la trafic. Se lucrează, au și, fost, au și fost terminate câteva dintre ele. Vă spun, Câte dintre trecerile de pietoni din Florești urmează să intre în programul acesta? Peste 45 de, de treceri. În satul Luna de Sus, cele care au fost proiectate în acest mic proiect, să spunem, au fost deja finalizate. Se lucrează acum în satul Florești. De asemenea, am văzut că deja au reușit să amplaseze pe unele dintre ele acei stâlpi care să permită suprailuminarea. Avem în plan chiar mutarea unei treceri de pieton de pe drumul național și avem chiar sprijinul și colaborarea celor de la DRDP, de, de la CNAIR, cu care am discutat că trebuie mutat acea trecere de pieton pentru că Reprezintă un risc pentru cei care o folosesc, care pentru a traversa. E Trecerea de pietoni din dreptul străzii Iazului, de pe drumul național, este penultima trecere de pietoni în sensul de mers Cluj-Gilău, penultima trecere de pietoni întâlnită pe șosea, pe drumul național. De asemenea, revenind la studiul de trafic și ceea ce, la ce am mai lucrat în urma acelui studiu de trafic, pe Valea Gârboului avem în plan un proiect unde chiar astăzi am și contractat dirigenția de șantier. De acolo este o, străduț, o stradă care nu are trotuar și facem uh, trotoare, uh, se va sistematiza inclusiv cu sensuri unice și o să apară uh, stații de autobuz și uh, am discutat cu cei de la compania de transport uh, public am și fost personal cu domnul director și cu cei care conduc uh, această companie cu un autobuz să vedem dacă există posibilitatea și care ar fi dimensiunea autobuzului pentru a introduce transportul public și acolo. Și în urma executării acestui mic proiectel, vom avea posibilitatea să introducem o linie de transport în acea zonă, în Valea Gârbăului. Sigur, încă se lucrează la multe altele, este și. La intersecția cetății cu profesor Ioan Rus, tăuțului, un sens giratoriu care va fi desenat pe modelul Rosetti Donat, cred că, unde va permite. cred că e acolo. Cred da. că da, va permite um, prioritizarea celui care este deja în intersecție, practic, <coughs> în acest moment. Acolo se întâlnesc și fiecare are voie să facă, să o ia în orice parte lucru care este și periculos și întârzie traficul destul de mult, urmând ca acel sens giratoriu să poată fi călcat cu roata pentru a putea merge și autobuzele. Adică spațiu e suficient de... adică e destul de mic, presupun, exact. ca, ca raza, să poată face un rondou sau ceva. Raza este mult prea mică că pentru a avea loc un autobuz să ocolească un sens giratoriu și atunci s-a găsit această soluție. Pistele de, de biciclete apar în studiul de trafic? Apar și piste de biciclete în studiul de trafic, dar dincolo de studiul de trafic, aici, sau mă rog, acest studiu de trafic discută inclusiv de circulații pietonale cu biciclete, mașini, și la mașini sunt mai multe categorii. Dar revenind la piste de biciclete, chiar avem un protocol semnat cu Municipiul Cluj, cu Primăria cu Oate-Gilău, Oate-Apahida, oate, oate, oate Florești și Oate-Cluj-Napoca pentru uh, acel culoar velo. Uh, velo și pot... pietonal. Velo și pietonal. Adică, adică culoar velo care permite piste de biciclete și pietonal, accesul pietonal și nu pot să mă bucur decât să mă bucur că există o colaborare și o preocupare chiar uh, inter -A -uri pentru a dezvolta această zonă de Acces da, cu bicicleta. Să știți, domnule Privariu, că de mult așteptam fotografia aceasta cu mai mulți primari. Ar trebui toți primarii din zona metropolitană <coughs> să stea la aceeași masă și să pună acolo pe, pe masă niște lucruri care se pot dezvolta unitar în zona metropolitană. Nu trebuie neapărat să existe o lege dacă primarii se înțeleg referitor la mobilitate, referitor la urbanism, la multe alte lucruri. Noi avem o colaborare bună cu cei de la municipiul Cluj-Napoca, cu domnul primar Emil Boc, cu domnul viceprimar Dan Tarcea, chiar cu celelalte OAT-uri, vă spun, avem o colaborare foarte bună, de fiecare dată am răspuns prezenți și uh, noi OAT Florești suntem un partener onest, sincer și uh, ne dăm toată silința ca lucrurile să meargă bine atât în zona metropolitană, cât și la noi în comună și uh, eu nu cred că uh, am întâlnit sau cunosc vreun primar din zona metropolitană care să nu vrea să participe la un anumit proiect, mai ales că este în beneficiu, în primul rând, a OAT-ului pe care îl reprezintă și a întregii zone metropolitane. Bun, revenind la culoarul acesta verde-albastru de pe Somes, cum, cum vedeți realizarea lui și când? În plus, am tot spus aici că, din păcate, zona Somesului în Florești este un peisaj cu mult gunoi și lucrul acesta ar trebui cumva, cumva rezolvat. Poate, dacă se va lucra pentru acest culoar de mobilitate, se va face și o igienizare a someșului. Noi am făcut igienizarea someșului. Nu odată este mult îmbunătățită această zonă, unde era într-adevăr un peisaj grotesc. Doar anul trecut am dus, dacă bine mi-aduc aminte, cred că exact acum un an, am dus 300 peste 350 de tone doar dintr-un loc care era în proximitatea someșului, unde nu au mai apărut. Uh, am, am dat foarte multe amenzi, am mers inclusiv până în zona de a confisca mașinile celor care uh, depozitează Câte ilegal deșeuri. Nu, am ajuns în zona respectivă, nu putem noi confisca, ziza garda de mediu care a venit în nici nu știu, destul de repede atunci cu Poliția Națională, cu tot protocolul care a fost, a fost era vorba de două mașini nu știu să vă spun dacă s-a pus se sau nu pe ele cert este că amenziile pe care le-am aplicat anul trecut pe lângă faptul că am dus aproape 3000 de tone 3000 de tone, din Somes de lângă someș de la începutul mandatului amenziile pe care le-am aplicat depășesc cu mult cuantumul amenzilor din alți ani deci am depășit uh, 900 de mii doar pe deșeuri și am încasat foarte mulți bani din aceștia. Am mers inclusiv în instanță. S-a dispus uh, mergerea până la popriri, sechestru și unde nu, unde nu se poate că nu am găsit, ajungem în instanță pentru muncă în folosul comunității. De asemenea, am, am plasat acele containere uh, în proximitatea someșului tocmai pentru a nu mai ajunge în somneș deșeuri. Din păcate s-a transformat într-un business. Am deschis ecocentru și am uh, desfințat acel punct din de lângă Someș. Ecocentru funcționează, civilizat, decent. Înțeleg că azi a fost un incident, dar... Dar ajung până la urmă deșeurile acolo la ecocentru sau unii nu se mai obosesc și le, le aruncă în continuare în zona Someșului? În zona Someșului nu am văzut să fie sau dacă sunt, sunt puncte răzlețe. Uh, și luăm măsuri în continuare, chiar astăzi montau camere de noi camere de supraveghere. <coughs> și încă se montează camere de supraveghere, inclusiv în zona barajului din luna de sus, în zona intersecțiilor din luna de sus, camere cu LPR-uri care să permită uh, identificarea numărului de, de la mașină pentru a putea vedea o traiectorie și a urmări dacă cineva a comis aceste fapte antisociale indiferent că sunt lângă Someș sau în altă parte a comunei, este interzis și noi nu tolerăm așa ceva. Domnule primar, există zona aceea din partea de, cum să-i spunem, nord-est a Floreștiului, care este lângă strada Donat, care Pare că ține mai mult de Cluj decât de Florești, deși, sigur, administrativ ține de, de Florești. Vă ocupați și de zona aceea? Au oamenii acolo ce le trebuie? Au iluminat stradal? Au, uh, nu știu, asfalt uh, reparat în caz că se strică drumul? Acolo a fost o problemă de la construcție. acolo am întâmpinat probleme inclusiv cu canalizarea, care, pe bună dreptate, cei de la compania de apă nu au vrut să o recepționeze pentru că nu era executat conform proiectului. S-a rezolvat acest lucru cu implicarea multor factori, inclusiv asociațiile de proprietari, administrația, compania de apă, toată lumea a fost implicată pentru a rezolva această problemă. Iar încă avem o problemă acolo în ceea ce privește iluminatul public, care a fost făcut haotic din bucăți, care practic era mai mult pansat decât reparat. Și am luat decizia de a schimba tot sistemul de iluminat public cu un, un punct acolo, chiar s-a semnat contractul și s-a dat și ordinul de începerea lucrării tocmai pentru a putea rezolva problema de iluminat public din acea zonă. Sigur că vor fi și celelalte lucrări de modernizare, de asfaltare, acolo este o zonă care aparține de Florești, o zonă bună, spun eu și oamenii de acolo merită să aibă toate condițiile pentru că sunt plătitori, ai, plătitori de taxe ai comunității. Dar se va extinde acea zonă de blocuri de acolo? În ce sens, dacă se va extinde? Băi, sunt, Avem un număr de blocuri. Vor veni și altele, sunt autorizații date. Sunt emise niște autorizații, dar nu acolo, în zona asta de care discutăm. Discutăm de niște autorizații emise uh, în celălalt mandat, undeva mai în sus a acelei zone. Adică lângă pădurea Hoia, știm, discuția? Da bine cunoscută discuție. De acele discutăm la Bun. Sens. Pe mine mă interesează dacă aveți un plan pentru toată acea parte de dincolo de Someș, să spunem, din stânga Someșului. Sigur, uh, cum? Care ține de Florești, este o zonă locuită momentan de foarte puțină lume, există cabane, nu-mi dau seama cât e intra și cât e extra vilan acolo, dar în mod normal ar trebui să aveți uh, un plan pentru acea parte. Sigur, de Florești. există un plan. Care e planul? Planul să le găsiți în punct și o să vi-l arăt detaliat. Bun, dar deci se va dezvolta localitatea și în acea parte de. de Florida, Bineînțeles. Da? Am înțeles. Bun, pentru că era extrem de important să știm dacă rămâne, cum e acum, o zonă semi sau păi se va urbaniza? Se va urbaniza într-un mod în care locuirea va fi preponderent de case în acea zonă? Muzeul. Acela cu scandal, Muzeul Mutra, haideți să vorbim puțin despre... Nu se mai numește Muzeul Mutra. Așa i s-a spus da, că era mai simplu de ținut minte, Muzeul Identității Transilvanene sau cum da, De fapt este un muzeu de istorie care... da, asta a fost problema că îi sufer... zice Mutra, că îi ziceau cei de la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei așa? Adică asta problema îmi cu lucrurile? Nu, nu știu, pentru avut. că <laughs> dacă ziceți că nu se mai numește așa și vine după ce uh, păi, opoziția din Consiliul Local... Dar nu a... se mai numește de mult timp, adică uh, domnul manager al uh, Muzeului de Istorie al Transilvaniei, uh, domnul Felix Marcu, chiar a făcut o solicitare cu mult timp înainte ca Guvernul României să ceară terenul pentru a, a înainta lucrările. Deci cum se numește? Muzeul conflictelor, Este un muzeu de istorie, nu este niciun muzeu de conflicte. Acum, uh, denumirea... Exact asta vă spuneam, că nu este bătut în cuie o anumită denumire, adică... Este doar este o extensie a muzeului. Exact, este un, un... De fapt, este o dorință de a se face o investiție de 15 milioane de euro într-o comună și într-o comunitate care, în momentul de față, Ați supus un vot în Consiliul Local, aveați nevoie de majoritate calificată, adică două, trei, v-a lipsit un vot da. ca să treceți terenul din domeniul Comunei Florești în cel al Ministerului, nu? Sau da, la Minister pentru a se putea. Executa Ce se întâmplă mai departe? În acest proiect e foarte, foarte important, adică sunt niște bani care vin, care nu pleacă din Florești. Da, este o investiție de 15 milioane de euro refuzată de. Da, -i... ok, până aici știm, dar pe... se va întoarce, veți propune din nou un Consiliu Local, ați discutat cu Ministerul Culturii, ce se întâmplă? Am discutat și cu Ministerul Culturii, am discutat și cu domnul Felix Marcu, cu mai mulți factori implicați și o să, probabil, cel mai probabil, dacă o să ne permită toți factorii implicați, o să, să-l supunem încă o dată la vot în Consiliul Local. Da, nu, nu suntem mai emisiune politică, dar după părerea mea a fost o alegere foarte, foarte proastă a celor din opoziție din Consiliul Local, care au fost să puniți chiar de șefilor de la, de la București. Pentru că cel care a inclus acest muzeu în PNRR, în Planul Național de Redresare și Reziliență, a fost chiar ministrul Ghinea, care este de la USR. Da, păi, acum, ceea ce s-a întâmplat în... Am înțeles că v-a și sunat. Să vă felicite că ați inclus proiectul pe, pe ce, ordinea de zi. Ceea ce s-a întâmplat în acea ședință unde a fost refuzat, mi s-a cerut, nu știu dacă cunoașteți detalii, mi s-a cerut să retrag proiectul de pe ordinea de zi. Un lucru bizar pentru mine, pentru că ședința de Consiliu fusese anunțată conform legii cu o săptămână înainte. N-am avut niciun fel de solicitare pe acest subiect, au fost pe altele din acea ședință, niciun fel de solicitare. Mai mult de atât, am fost și cel care a contactat și grupul USR pentru a avea o discuție despre acest muzeu. Mai mult de atât, pentru că de la începutul mandatului au fost tot felul de discuții pe. Ședințele pe comisii, că trebuie sau nu trebuie să fie informați acolo. Ok, am înțeles că nu, nu vor neapărat informații în ședințele pe comisii ale Consiliului Local. Perfect, fiecare este liber să aleagă cum dorește să-și exercite acest mandat. Domnul manager Felix Marcu a venit în ședința de Consiliul Local ca să explice absolut toate detaliile despre acest proiect a întrebat de câteva ori la finalul intervenției Dânsului dacă sunt întrebări sau nelămuriri pe acest subiect. Nu au fost nici acolo. Cu toate astea, înțeleg că lipsa de informare a fost argumentul care a stat la baza cerinței de a retrage de pe urna de zi acest proiector. Acum, da, mi se pare chiar hazlie primești, decizia USL-ului. 15 milioane de euro și tu-i refuzi. Mi, pare, pare, mi, mi se pare hazlie decizia usr de a, de a nu vota acest proiect, mai mult de atât, au dat o palmă electoratului lor și, mă rog, celor care i-au trimis acolo și inclusiv propriului ministru, Cristian Ghinea, care a avut decența să negocieze pentru România, Transilvania în speță, acest muzeu să fie inclus în PNRR. Este cel mai mare din cele 12 incluse. Bun, ultima întrebare, domnule Pivar, ar fi legată de incendiul pe care l-ați avut zilele trecute în Florești, de mare amploare acest incendiu și care a inclus, înțeleg, și refugiați ucraineni. Da, din păcate a fost o tragedie pe care au suferit-o cei care locuiesc acolo. Discutăm de un număr de șapte apartamente, cred că din raport, acum urmează să fie prezentat și către noi acest raport, șapte apartamente distruse în totalitate, câteva afectate mai puțin. Din fericire, în momentele critice am reușit să adăpostim oamenii pentru că s-au trezit dintr-o dată sub cerul liber și am reușit să găsim cazare printr-o conlucrare, să știți, cu instituții instituția statului, cu privați, cu alți cetățeni. Chiar au fost, s-a organizat o acțiune de ajutorare și de a strângere a ceea ce a rămas în urma incendiului. Și da, din nefericire, au fost uh, patru doamne și doi copilași care au fugit din fața morții în conflictului armat din Ucraina, și, cu ironia sorții, au ajuns într-un bloc care a luat foc și le-a descoperit din nou cerul. Uh, cu ajutorul celor de la ISU, au reușit să meargă într-un centru de, unde sunt uh, cazați uh, acești refugiați și sunt în regulă. Ați fost unul dintre primii uh, primari care au intervenit uh, pentru a sprijini refugiații. Câți sunt acum uh, la Florești? Sunt câteva sute. În bună parte sunt uh, veniți pe filiere proprii, ca să zic așa, adică la cunoștințe sau oameni care deja uh, cunoșteau zona. Au fost și care au venit uh, probabil la vamă, necunoscând unde urmează să-i ducă viața. Uh, sprijinim cu ce putem pentru că este o tragedie umană și sper din tot sufletul ca lucrurile să revină la normalitate atâta cât pot ieri acolo, dar oricum să se oprească conflictul armat. din urmă. Da, este de-a dreptul inuman ce se întâmplă în Ucraina. Domnule primar, mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Pe telespectatori să invit să, să vadă um, despre o aplicație, imagine despre o aplicație inteligentă care ajută colaborarea, ajută dialogul între români și refugiații ucraineni. După aceea revenim în plată. Inteligența artificială made in Cluj vine în ajutorul refugiaților ucrainieni și al autorităților române. Soluția software se numește IntelliDockers. Aceasta transcrie în mod automat vocea în text și extrage informații utile fără operator uman. Din acest video am luat 40 de secunde pe care o să le procesăm cu prima dată cu componenta de uh, extragere de text da, din, uh, din audio. Ați văzut? extras textul. Asta e textul extras. Și o să ducem textul prin componenta de traducere automată. Da? Să face traducere automată. Ăsta e textul. A... Și apoi cu textul ăsta mergem în celelalte componente de extragere de cuvinte cheie, de exemplu. Ce văd? Cuvinte cheie, ucrainie, naționalitate, 20 martie și mai departe. Vreau să mă duc să văd și sentimentul celui care vorbește, sentimentul care generează de text, da? Și este negativ cu un scor de 90, 88% și poți să vă și topicul discuției, da? Și îmi zice disaster and accident, unrest, conflict and war, da? Ne-am dat seama că autoritățile ar avea, cei care se ocupă de autoritățile sau organizațiile care se ocupă de refugiați ar avea nevoie de instrumente care să le eficientizeze efici munca. Noi având instrumentele astea, având componentele cu inteligență artificială care știu să extragă text din audio sau video, care știu să traducă automat și care știu să extragă efectiv uh, conținut, uh, cuvinte cheie, sentiment și uh, topicul discuției, uh, ne-am gândit că asta, asta e oportunitatea cea mai bună să folosim inteligența artificială pentru un scop bun. Aplicația poate transcrie și traduce, inclusiv, texte de pe documente oficiale. Soluția va fi implementată atât pe laptop, cât și pe tablete sau telefoane inteligente, având o interfață foarte ușor de folosit și va fi adaptată nevoilor fiecare instituții care o va folosi. Acum, avantajul major al acestor componente este faptul că ele funcționează offline. Deci nu e nevoie să ai o. Uh, conexiune la internet. Imaginați-vă situația în care refugiații sunt în corturi sau uh, refugiații sunt în, în zone în care nu există internet sau situațiile în care într-un interviu uh, intervin uh, uh, date personale. Ce faci cu ele? Dacă ai folosit componente care îți uh, trimit datele over the wire in the cloud, uh, unde-i uh? unde e siguranța datelor personale. În momentul de față se poartă discuții că autoritățile iar primii care vor folosi vor fi polițiștii de frontieră. Implementarea se va face începând cu săptămâna viitoare. Această aplicație va putea fi folosită în mod gratuit de către autorități pe perioada cât va dura conflictul armat din Ucraina. Suportul tehnic va fi inclus. Audio, secvența audio este captată, trece prin componenta de speech to text, se extrage textul în ucrainiană, trece prin componenta de machine translation, (MT). Și de acolo textul în limba română sau engleză trece prin celelalte componente de text analytics, din care se extra cuvinte cheie, sentiment, topicuri și de aici se poate face componenta de inteligență. Compania de software din Cluj Napoca este lider național în domeniul soluțiilor de procesare de limbaj natural. IntelliDockers s-a remarcat ca fiind prima soluție software din lume care a implementat algoritm de inteligență artificială și deep learning pentru procesarea limbii române, fiind premiată pentru acest lucru în 2019. Da, am văzut aplicația și ne-am întors în studio. Alături de mine e Cristina Ciobanu, manager de agenție imobiliară Sărumâna Doamna. Bună ziua! V-am invitat să discutăm în primul rând despre piața imobiliară din Cluj, dar având în vedere contextul, rugămintea mea e să-mi spuneți cât de mult a influențat războiul din Ucraina, ceea ce se întâmplă în piața imobiliară din Cluj, din Transilvania, din țară, în măsura în care, sigur, știți da, aș putea spune că a fost mai greu atunci în pandemie, pentru că a fost prima experiență de genul acesta pentru noi. Deci atunci, 2020 da. martie a fost mai rău decât 2022 martie. Da, dacă vorbesc despre imobiliare, da, da. Așa a fost. Pentru că atunci chiar s-a blocat de tot piața, nu mai sunau telefoanele, nu s-a întâmplat absolut nimic. Acum, în schimb, clienții care au fost în continuare motivați, au fost uh, cu noi uh, la vizionări, întâlniri, discuții. Da? Sigur că a scăzut uh, numărul de tranzacții în comparație cu perioada de dinainte, pentru că se pornise destul de bine deja piața iarăși, din nou. Însă am, a fost o perioadă prin care mai trecusem deja, așa că am fost obișnuiți într-un fel sau altul cu acest nu blocaj, speriat. dacă poți să nu zic speriat că Nu ne-am speriat, ne speriat foarte tare și m-am revăzut după ce peste două săptămâni, aproximativ peste două-trei săptămâni, au început să sune telefoanele. Da, clienții mie... sunt în continuare uh, interesați să cumpere și cei care vor să vândă vor să vândă. Și oricum, în orice perioadă de genul acesta, în general, apar diverse oportunități. Mie mi-au spus dezvoltatorii imobiliari, nu doar unul, că au avut clienți care aveau programată semnare de contract la notar și care s-au răzgândit. Deci aceea este ultima etapă, este momentul în care ai bătut palma, ai văzut sigur despre ce vorba, ai bătut palma, ai stabilit termenii contractului și mai urmează doar să-ți pui semnătura pe acel contract. Deci atât de departe ajunseseră și cu toate acestea s-au răzgândit. Și asta pentru că a fost acea psihoză, din primele zile, nu știu cât a durat, o săptămână, două, trei, după începerea războiului din Ucraina. Da, oamenii s-au speriat în, gener în, în general oamenii s-au speriat nu doar cei care au vrut să facă diverse achiziții s-a întâmplat și la noi la mine, spre exemplu, chiar eram în negociere cu o discuție pentru o casă de circa 3 milioane de euro wow. așa, da clientul era foarte pregătit să vine să discutăm, era foarte deschis și chiar înainte de vizionare, cu două ore mi-a scris că nu mai vine își va investi banii probabil în alte țări mai sigure și mai mult decât atât va pleca din țară Probabil o perioadă în Elveția sau în alte insule, așa cunoscute sau mai puțin cunoscute, ca să, ca să poată pleca de aici. Deci, da, s-au întâmplat și lucruri de genul acesta. Într-adevăr, primele două săptămâni a existat un oarecare blocaj, deși foarte multe dintre contract, antecontractele semnate înainte s-au semnat în acea perioadă. Da? Doar o parte dintre tranzacții s-au anulat efectiv sau s-au amânat. În rest, lucrurile au mers de la sine pentru că noi eram în discuții cu, uh, cu notari și notarii aveau programate niște tranzacții și tranzacțiile s-au semnat. Probabil cele despre care, care știam eu nu s-au semnat, cele despre care știați noastră s-au semnat. <laughs> da, o, parte, o mare parte dintre ele s-au semnat, dar într-adevăr, cei care urmau să ia decizii noi ca să zic așa, s-au blocat pe drum. Bun, și lucrurile acum s au revenit în ce da, măsură? Oare sure. cât? 100%? 70%? Nu putem spune că și-au revenit 100% pentru că știm cum ne sunau telefoanele și ne căutau clienții înainte de perioada cu războiul. În schimb am putea să spunem că în jur de 50-70% și da? au revenit clienții, avem clienți care vor să facă investiții în continuare aici, avem clienți care vor să-și cumpere apartamente aici, avem clienți care vor să vândă și care vor să se lichidizeze, de exemplu, în această perioadă și ar avea nevoie de cash, și atunci vor să vândă, au apărut noi proprietăți pe piață. Uh, nu lasă <laughs> din preț. <laughs> Deocamdată, nu lasă din preț. Da, uh, chiar mă gândeam că atunci cu lockdown-ul. În 2020, sigur, lucrurile s-au blocat foarte, foarte, de, foarte mult și am avut acea experiență. Acum știam deja că lumea se va obișnui și cu asta, cu război. oricât de cinic ar suna, dar oamenii s-au obișnuit uh, deja cu război. Eu cred că nimeni nu se mai uită atât la televizor, s-au mai relaxat după spaimele din primele zile de mă rog, invazie. Da, și foarte interesant că odată cu cumva s-au suprapus oarecum perioada, momentul războiului respectiv cu momentul în care uh, au început, au revenit studenții. Și atunci piața s-a ridicat restricțiile. S-au ridicat restricțiile, au revenit studenții, și pentru Cluj asta a fost o gură mare de aer, pentru că chiriile în continuare sunt în căutare. În cele două-trei săptămâni, aproximativ, când își căutau și refugiații, chirii și, respectiv, și studenții, a fost piața foarte dinamică și foarte, foarte efervescentă în perioada respectivă. Ceea ce înseamnă că, iarăși, uh, și-a dat drumul un segment care până acum era oarecum nu pot să zic că blocat, evident, dar partea asta de Airbnb și de închirieri, respectiv închirierile pentru studenți, era mai, erau mai ușoare tranzacțiile și mai puține. În schimb, acum și-a dat drumul și această categorie de piață, ceea ce înseamnă că, iarăși, vin bani la Cluj. Are clienți din Ucraina, ați avut? Da, am avut și clienți din Ucraina, am avut clienți români care vroiau să intermedieze pentru cei din Ucraina, avem clienți proprietari care aveau apartamente și care au fost de acord să le dea în mod gratuit de închiriat la ucrainieni. Eu personal am avut o situație în care am apartamentul unui om de afaceri din Cluj, îl aveam pregătit cumva pentru vânzare, un apartament de lux undeva pe strada Republicii și nu l-a închiriat până acum pentru că nu și-a luat chiria la care se aștepta dumnealui, având în vedere că investise mulți bani acolo. Și în momentul acela de criză, ca să zic așa, a fost foarte de acord să-l închirieze pe gratis la o familie de ucraineni, doar să stea acolo fără să le ceară nimic și a anunțat și prietenii, i-a ajutat. Da. Adică lucrurile puțin s-au schimbat și vezi și o altă parte a pieței imobiliare. Nu, o altă parte a noastră, a românilor, cred că o vedem, pentru da. că noi nu, nu cred că știam despre noi că suntem atât, sau putem fi atât de generoși. Cum, cum am fost luna, nu știu, luna martie, nu știu, toată lumea Toată lumea a pus mână de la mână. Cred că sunt foarte puțini cei care n-au făcut absolut nimic ca să-i ajute pe refugiații ucraineni. Da, asta am simțit și noi în piața noastră, și eu m-am bucurat mult să văd atâta compasiune pentru refugiații. Am mai văzut și cunosc Eu personal cunosc limba rusă Pentru că sunt venită din Republica Moldova Și la noi a fost a doua limbă de mică Și cunosc limba rusă Am ieșit cu ei, i-am plimbat Le-am arătat Clujul, i-am scos la restaurant Mai merg din când în când și iarăși mă întâlnesc cu ei Eu care mă consider În general o persoană foarte ocupată Și nu prea am timp de foarte multe Chiar și eu am renunțat la multe alte lucruri Din partea asta de business Ca să pot să mă duc și să îi să ajut Pentru că am considerat că partea asta sufletească de comunicare, e cea mai importantă pentru ei. Ei nu știu limba română, nu cunosc engleză, mulți dintre ei, pentru că sunt au anumite vârste și doar cei tineri la ei, marea majoritate, cunosc engleză, ceilalți nu. Și am făcut fiecare ce am putut. Dar m-a bucurat foarte mult că inclusiv oameni pe care știam că fac bani, produc bani din imobiliare, oameni pe care știam că stau doar cu cifrele în față, chiar și aceia au au arătat partea lor de omenie, nu știu cum să zic, umanitate, compasiune, bunătate. Da, foarte frumos. Doamnă Ciobanu, uh, haideți să revenim la subiectul discuției noastre. De ce e atât de scump la Cluj? Este locul 1, suntem campion național aici la Cluj, în ceea ce privește metrul pătrat util. 2060 era undeva în urmă cu vreo lună pe un site care compara Mediile prețurilor. Da. Uh, argumentele pe care le văd eu ar fi, deși și acum, când veneam pe taxi, i-am spus taximetristului unde să mă aducă și mi-a zis, da, acolo de ce mergeți? Acolo, a, din imobiliare, de ce sunt prețurile atât de mari? Toată lumea ne întreabă de ce sunt prețurile atât de mari. Evident, nu noi setăm prețurile cei din domeniul imobiliar. Uh, există niște argumente. Drujul da. este o astfel Stați să, stai să ne înțelegem. Deci, da, vă convine că sunt mari. Uh, mă gândesc că și comisioanele sunt mai mari. Uh, uite, să știi că noi avem o teorie, uh, dacă pot zice asta. Și în criză, adică atunci când scad prețurile, și tranzacțiile sunt puține. E un domeniu în care dacă ești foarte bun și ești profesionist în acest domeniu, oricum faci bani și atunci. Adică nu depindem neapărat foarte mult de prețuri, depindem de numărul tranzacțiilor, de clienții mulțumiți care ne recomandă ulterior și așa mai departe. Pe de altă parte, înțeleg într-un fel sau altul nebunia asta creată în piață și nu din punct de vedere a prețurilor, ci din punct de vedere a cererii. Pentru că știți foarte bine, Prețul este dat de ofertă și cerere. Oferta fiind mică la Cluj și cererea fiind de câteva ori mai mare, ca să nu zic și noi în agenție avem de 9 ori mai multe cereri decât oferte, da? asta deja spune ceva. Iar faptul că cererea este mare e datorată, în primul rând, centrului universitar, pentru că studenții vin aici, le place aici, vor să rămână aici. După aceea, sunt cei străini care vor să investească pentru că e un oraș în continuă dezvoltare și vor să investească aici. Există partea asta culturală a Clujului, în care iarăși oamenii investesc și pentru care oamenii vin la Cluj. Există părinții care vor să le cumpere copiilor apartamente la Cluj. Străinii, la fel, cei care vor să investească doar pentru a da închirie. Deci, există foarte multe categorii de clienți care investesc aici, iar acest lucru evident crește prețul, pentru că dacă n-ar exista nicio cerere, prețurile în timpul ar, scădea. Cum s-au schimbat lucrurile în acești ultimi doi ani? De când cu pandemia, toată perioada pandemiei, acum și cu războiul, s-a -a schimbat într-un fel mentalitatea celor care, care cumpără sau celor care vând? Da. Eu am văzut multe schimbări de-a lungul timpului și aici începând cu pandemia, atunci eu fiind specializat, agent specializat pe case, pe vânzări de case, atunci foarte mult s-au cerut casele atât pentru cumpărat, dar mai ales pentru închiriere. Adică erau clienți proprietari care plecau din casele lor pentru că să a evit o oportunitate să și dea casa închirie cu circa 1.500 sau 2.000 de euro pe lună. Existau oameni de afaceri care nu aveau confortul luxul la care se gândiseră până atunci, nu se gândiseră probabil să te într-un apartament cu patru camere sau stau în alte părți, s-au mutat la Cluj, s-au mutat inclusiv la țară, da, în afara Clujului și iarăși crescuse cererea și pe genul acela de proprietăți, eu, în plină pandemie, mi-am făcut declarație și am vândut o casă frumoasă, spectaculoasă, la Pruniș, cu circa 300.000 de euro, care stătuse pe piață o vreme, câteva luni, în care promo -o, pe care o promovasem și pe care am vândut-o exact atunci, pentru că atunci s-a întâlnit cererea cu oferta, ca să zic așa, în acel moment. Pe de altă parte, pe măsură ce a mai trecut uh, timpul, uh, s-au uh, uh, blocat cumva partea asta de chirii. Ei, dacă proprietarii apartamentelor pe care le gândiseră ca și închirieri pentru Airbnb, da? Dacă cei proprietari au fost deschiși și și-au transformat apartamentele în închirieri pe termen lung, iarăși au avut de câștigat. Cei de pe birouri iarăși s-au mutat și au schimbat și au transformat birourile sau spațiile de birouri în apartamente sau invers din nou. Deci, e un domeniu în care am văzut multă flexibilitate de-a lungul timpului a clienților noștri care. Uh, au fost cumva cu 5 minute mai rapizi decât alții, adică un pic mai citiți, mai deștepți, da? ca să poată să facă o mișcare la timpul potrivit. Respectiv după aceea, când toată lumea vorbea că nu se mai întâmplă nimic, uh, au început iarăși să se vândă foarte bine casele, da? casele sunt foarte căutate acum și ulterior, în acest moment, ne găsim în momentul în care acele apartamente care au fost foarte mult timp goale, Acum sunt ocupate de refugiați sau respectiv de. Sunt refugiați care au bani, cei despre care eu vă spuneam mai devreme. Au plătit ei un apartament în centru, doar că era prea mic pentru trei persoane, era mama, bunica și fetița uh, mică, așa. Și ulterior s-au mutat la un apartament mai mare, care ar fi, de ar fi fost de acord să plătească. Adică sunt și cei care închiriază, sunt și cei și proprietarii care le dau în mod gratuit, dar mare parte dintre ele sunt acoperite de, de chiriași, adică sunt închiriate. Da, pentru că spuneați că sunteți specializată pe case și pentru că spuneam că prețurile sunt foarte mari, într-un celebru catalog văd aici câteva, câteva, case la niște prețuri care sunt parcă de rivieră, nu știu, poate la, nu știu, la Nisa sau nu-mi dau seama. 1 milion și jumătate, 6 camere lângă, lângă Grădina Botanică, Un milion 910 camere pe strada Observator, 2 milioane de euro, 5 camere undeva în Gheorghen, cred că este casa fără colțuri, o vilă cu 28 de camere, 1,45 milioane de, de euro, dar e o casă veche din anii 30, de-a dreptul monument istoric. Și lista... Asta e doar de început, adică eu sunt convins că veniți dumneavoastră și mai spuneți niște adrese și niște prețuri. Da, în primul rând, aș face aici, aș menționa un lucru care e foarte important, și anume diferența dintre prețurile de listare și prețurile de tranzacționare. E important să vorbim pe proprietățile tranzacționate și nu pe prețurile de listare, pentru că știm cu toții că există în piață proprietăți care stau de un an, de zile, doi ani de zile și la care proprietarii le-au pus, s-au gândit ei, un milion, două milioane, da, ca așa, le-a sunat bine uh, și au pus prețurile respective și nu se vând. Dar, într-adevăr, se tranzacționează proprietăți la nivelul acesta de preț în Cluj, da? Pe de altă parte, suntem de acord, nu, că sunt prețuri ca la Viena, ca la Paris, ca la Madrid. Depinde cu ce le comparăm. Pe de o parte, pe de altă parte, dacă facem prețul unei case, dacă calculăm, noi facem de fiecare dată când listăm o proprietate, facem o opinie de piața, de piața proprietății. Și avem două metode. Una dintre metode este prețul calculat din costul proprietății, ceea ce înseamnă prețul acelui teren din zona respectivă care s-a tranzacționat recent, un teren din zonă, deci preț de tranzacționare, nu preț plus proiect, de listare, plus, materiale, plus, plus proiect, plus materiale, uh, plus finisaje și așa mai departe și evident la final dacă are proprietatea respectivă o valoare artistică, atunci mai avem și o valoare artistică a proprietății, nu toate le au după care mai există o metodă comparativă de piață, adică o analiză comparativă de piață în care calculăm cu ce bani, adică la prețul respectiv, ce mai există în piață. Și atunci, doar după aceea, putem să luăm o proprietate în reprezentare exclusivă pe care mi-o asum eu ca agent ca să o vând. Da? Ei bun, dacă mă uit așa, calculem, calculând un teren lângă grădina botanică, care am văzut proprietăți de, cu teren de 2000, de 3000 de metri patrați, ori prețul de lângă grădina botanică, deja sare de un milion și ceva. Sau respectiv proprietăți cu terenuri foarte mari în făget, da, de 3000, de 4000 de metri patrați, iarăși deja prețul terenului sare de un milion și bine. Da? Ei, după care se calculează și prețul materialelor. Încă nu am început să calculăm casele cu costul materialelor scumpit de acum din ultimele luni de zile. Adică aceste prețuri practic se vor pentru simți în piață un pic mai acolo. acum. Da, pentru că încă nu sunt case construite acum. Dar cei care construiesc acum și construiesc într adevăr pentru investiție, ca să o poată ulterior revinde proprietatea respectivă, da, își vor pune aceste prețuri în costul final, evident. haideți atunci... să, haide să tragem o concluzie că se termină emisiunea. Eu zic o propoziție și las puncte-puncte, și noastră da? Deci, Clujul este orașul celor care. Mm, celor <laughs> care își permit și pot să trăiască aici. Uh, și asta este o provocare în sine, mă gândesc. Este, evident. Pentru că, că, este. că, pentru că chiar vorbeam cu un uh, domn sociolog care spunea că cei care au meserii banale care câștigă 2000 sunt ușor alungați 2000 de lei, nu de euro. Da. Sunt ușor alungați din oraș pentru că prețul este atât de mare, nu doar la imobiliare, la viață în general, încât uh, oamenii trebuie să se reseteze, să se reorienteze. Da, nu rezistă. Da, să sperăm că nu e chiar atât de dramatic, dar uh, urmărim ce se va întâmpla pe viitor, să vedem dacă lucrurile chiar așa uh, se întâmplă și Clujul devine atât de elitist pe cât își dorește și pe cât cred că nici n ar fi chiar atât de bine să fie. Asta e părerea mea proprie. Cristina Ciobanu, uh, agentă imobiliar, mulțumesc tare frumos pentru prezența în emisiune și pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit. Uh, ați văzut, astăzi am discutat în prima parte emisiunii cu Bogdan Privariu, primarul Comunei Florești, despre dezvoltarea acestei localități, mai ales despre problemele de trafic pe care uh, le are Comuna Florești. În a doua parte, uh, Cristina Ciobanu, agent imobiliar, ne-a vorbit despre prețurile foarte, foarte mari de aici uh, de la Cluj și despre faptul că este uh, acest oraș, Cluj Napoca, orașul celor care își permit să locuiască aici. Eu sunt Ionel Spuc, vă salut, vă doresc uh, o seară perfectă în continuare, toate cele bune, la revedere!